Trebuie să le felicit pe fetele de la Mioveni până acum. Cred că au avut un parcurs foarte bun în Liga Secundă, sunt pe primul loc. Șansele de a merge la partea finală a barajului și a promovării sunt bune de partea lor. Îi doresc succes lui Daniel, pe care l-am și jucat împreună la Brașov. Și sper că într-un final, după mai mult timp, sportul să fie sportul piteștean, să aibă poate încă o, să aibă o echipă de fete în prima ligă din nou după destul de mulți ani. Trebuie să recunosc că oricând aud că se construiește o nouă sală, mai ales că aproape e gata, știu că la vară o să fie finalizată, e o mare bucurie pentru că infrastructura este lucru care ne lipsește foarte clar în România. Cu siguranță, cu sala și cu dotările pe care le aveți și cu echipa în care se investește și se proiectează pentru viitor, o să vă bucurați și de o echipă bună și de o sală și de un public care este foarte iubitor de sport, după cum se vede. Așa că vă doresc multă baftă și felicit autoritățile locale pentru această sală și inițiativă cu infrastructura.